Vremea se schimbă radical de miercuri. Meteorologii spun că trebuie să ne așteptăm la furtuni și ploi torențiale în toată țara. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de instabilitate atmosferică și ploi însemnate cantitativ, ce va intra în vigoare de mâine dimineață de la ora 9. Până vineri vom avea parte de intensificare ale vântului, vijelii, averse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice și grindină. Cantitățile de apă vor depăși local 20 de litri pe metru pătrat și izolat 40-50 de litri pe metru pătrat. Astfel de fenomene vor fi mai frecvente la început în regiunile vestice și nord-vestice, apoi aria lor se va extinde treptat și în restul teritoriului.